Incendiu de pădure uriaș în Mehedinți. Pădurea arde de mai bine de 8 zile în Parcul Național Porțile de Fier. Avioane militare au fost trimise să stingă flăcările care sunt amplificate de vremea extremă. Peste 120 de pompieri, pădurari și voluntari au intervenit la fața locului. Misiunea este una dificilă din cauza terenului greu accesibil. De o săptămână, salvatorii se luptă zi și noapte cu focul care a mistuit 140 de hectare de pădure în apropiere de Parcul Național Porțile de Fier în județul Mehedinți. Pentru că incendiul se extinde cu repeziciune în apropiere de Jvinița, autoritățile au trimis avioane Spartan ale armatei și elicoptere Black Hawk pentru a sprijini echipele de pompieri, pădurari și voluntari care acționează la fața locului. În acest moment putem spune că focul cumva este sub control. După atâtea zile, când focul a izmucnit săptămâna trecută, joi, deja sunt 8 zile, au ars peste 120-140 de hectare. Este o mobilizare exemplară, sunt peste 120 de oameni pe teren, de la ISU Mehedinți, în primul rând direcția silvică, Mehedinți, Parcul Național Porțile de Fier, mulți voluntari din Sfinița. Sperăm că astăzi, deoarece nici nu bate vântul, este mai o vreme mai, să zic, prielnică stingerii focului. Mai grav este că vâlvătaia a distrus și aria protejată de pin negru de Banat, specie protejată prin lege, iar intervenția de stingere a focului este dificilă din cauza terenului accidentat și a temperaturilor extreme. Ce mai rău arsă rezervația prin unde a fost pinul negru de Banat. Rezervația naturală este pe suprafață grea accesibilă, este mult pietriș, pantă mare. Pășunile care încă nu sunt cosite au iarbă peste un metru. În pădure este patul de frunze, tufișuri multe și cei mai rău este fumul dens și necăcios care face imposibil apropierea de foc. Autoritățile avertizează că există pericolul ca incendiile să se extindă pe fondul temperaturilor ce vor trece de 41 de grade Celsius la umbră în perioada următoare.